Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM și Hristos a înviat! Invitatul meu în această seară, analistul de politică internă și externă, Radu Magdin. Bună seara, domnule Magdin, bine ați venit la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Magdin, evenimentul sfârșitului de săptămână, dacă sigur, Doamne ferește, nu se va întâmpla ceva și mai spectaculos, este vizita în România a primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden. Ce semnificație are această vizită? O semnificație umană dincolo de semnificația strategică. Trebuie să ne uităm și la contextul mai larg al vizitelor primei doamne americane de la începutul mandatului Biden. Și arată foarte clar, din punctul meu de vedere, anumite priorități, nu doar de imagine pentru prima doamnă Americii, dar și o complementaritate a priorităților în cadrul cuplului prezidențial american și o importanță atașată strategic de America asupra două zone. Jill Biden a fost până acum în Japonia, și acum vine în Est Europei, una dintre țările prioritare fiind de România. Ceea ce semnalează foarte clar că administrația americană este categoric interesată și rămâne o prioritate tot ce ține de competiția strategică cu China și alianța cu Japonia. Și dincolo de acest aspect categoric, ceea ce se întâmplă în momentul de față în Est Europei a tras din nou America la noi în cartier cu maximă intensitate, atenție și clar România este pilonul de bază în zona Mării Negre și pe sud-est Europei. Nu spun mai larg în centrul și est Europei, pentru că aici este categoric un rol substanțial și pentru Polonia. Chiar dacă mi-e permisă barbalia lingvistică, mai substanțial. Mai substanțial, câtă vreme în România a fost vicepreședinta Statelor Unite, vine iată doamna Biden, dar Joe Biden a fost în Polonia, nu a fost în România. Ceea ce ne pune cumva în mod evident pe un loc secund. Dar vom reveni la felul în care se comportă România în această criză. Vorbeați de rolul uman, de mesajul profund uman al acestei vizite și aș spune că vizita aceasta pune într-un fel reflectorul pe o mare absență românească. De la începutul, exact pe zona de umanitate, de la începutul acestei crize, domnul președinte Iohannis a vizitat o tabără de refugiați, dacă nu mă înșel, cea de la Siret. Dar atât. Iar doamna Carmen Iohannis, prima doamnă a României, nu-i așa, este complet absentă din peisajul public, inclusiv pe această zonă umanitară a refugiaților, pe care, iată, o ocupă, vine de peste ocean doamna Biden să o ocupe. Nu avem aici o problemă? Slavă Domnului, România a reușit să compenseze în ultimele aproape 3 luni, 2 luni și jumătate, prin umanitatea poporului, prin mobilizare exemplară la nivel de societate civilă, mobilizare mediatică, mobilizare de sector privat, sprijinul pentru fundații. Deci a existat acest efort care, slavă Domnului, a compensat vidul, din punctul meu de vedere, de leadership. E un vid de leadership care înseamnă un vid pe fond, de substanță. Și sigur, există și efecte comunicaționale, da? Câteodată poți să n-ai substanță, dar să fii foarte prezent comunicațional, câteodată pot să pare că n-ai nici substanță, nu ești nici prezent. Eu cred că pur și simplu această criză arată limitele comunicării instituționale prin poze. Adică nu poți să ții 2-3 luni de comunicare de război, să spunem așa, în plan regional, cu o poză, indiferent cât de impresionantă este, în Vama Siret, cu președintele care este îmbrățișat, cu președintele cu mânuși care este îmbrățișat, mânuși, da, care este îmbrățișat de către un copil refugiat. Este foarte bine că există respectiva poză, este foarte bine că s-a dus, este foarte bine că s-a dus și premierul acolo încă din prime zile, dar cred că pur și simplu noi trebuie să ne maturizăm. Încerc, pentru că în momentul ca analist să fiu cât se poate de obiectiv și de diplomat în același timp, însă mai avem mult de crescut, pentru că pur și simplu ajungem la limita clișeelor noastre, de la clișeul lider regional până la tot felul de alte clișee care pur și simplu se vor întoarce împotriva liderilor noștri, în primul rând, acasă. Pentru că paradoxalii sunt mai lăudați și mai apreciați de către colegi străini, pentru că fac o bun simț. Poate n-au neapărat foarte multe idei depus pe masă,
poate că nu o mare inițiativă strategică, trebuie să te apreciați pentru bun simț. Marea problemă a liderilor noștri începe să fie acasă. Nu doar comparația cu Zelensky, care este prezent în mai multe țări, nu doar la noi, și nu toți liderii pică bine în această comparație, dar vom vedea o problemă în lunile următoare acasă pentru liderii noștri dacă nu ies din zona aceasta de banalitate și de limbaștele. Și această problemă și această... Poate că doamna Iohannis are o rezervă, având în vedere rolul adesea malefic al femeilor alături de mari lideri politici. Fie că era vorba de soții, în cazul Elenei Ceaușescu, fie că era vorba de apropiate, cum e, a fost cazul Elenei Udrea. În general, soțiile au preferat să păstreze un rol foarte discret și în cazul lui Ion Iliescu și în cazul lui Emil Constantinescu. Credeți că această rezervă a doamnei Iohannis de la apariții publice, cu excepția situațiilor în care protocolul chiar impune prezența, este consecința acestui trecut oarecum traumatizant sau este vorba pur și simplu de o indiferență, de o lipsă de empatie, de chiar de inteligență emoțională, putem spune, în anumite situații? Mă uit cu atenție atât la mesajele publice, cât și la limbaj corporal. Și în puținele momente de apariție publică în care am văzut cuplul prezidențial la pachet, mi se pare că prima doamnă este o oază de empatie și de inteligență emoțională prin comparație cu primul domn. Deci, stă foarte bine la acest capitol. Nu, prin comparație. În ceea ce privește imaginea primei doamne, eu mă tem că, iarăși apropo de maturitate politică, și asta cred că e un semnal inclusiv transpartinii, cu rare excepții, paradoxal PSD-ul stă mai bine, deși nu se vede în guvern, la acest capitol, avem o mare problemă cu reprezentarea femeilor și cu faptul că bărbații noștri nu înțeleg câteodată, chiar și de dracu PR-ului, imagini mai bune, ei trebuie să fie în pas cu vremurile. Ori noi, într-un context de secol 21, când toată lumea vorbește de reprezentarea femeilor, de cote în borduri, de guverne paritare sau câteodată cu suprareprezentare feminină, noi suntem în zona de un ministru în ultimii ani sau doi miniștri care să fie femei. Spun asta de ce? Pentru că nu e vorba aici doar de imaginea primei doamne sau o traumă post. Cred că ne-am vindecat după traversarea noastră democratică, să spunem așa, a deșertului în termeni biblici. Nu avem încă 40 de ani, o să-i avem în 2030, dar totuși suntem aproape de capătul acestei traversări, care din punctul meu de vedere trebuie să se termine și cu o maturizare. Da? Deci să fie o tranziție de succes încheiată. Da? Prima doamnă, din punctul meu de vedere, e o instituție care, dacă la un moment dat noi decidem, decizia trebuie să vină și de la cei care au interes să contureze un profil al primei doamne. Da? Deci, să spunem, un cuplu prezidențial ambițios și confortabil cu sine, atât bărbatul cât și femeia, indiferent care este liderul. Da? Și un cuplu axat pe obiective, pentru că nu poate fi un obiectiv pur și simplu PR-ul primei doamne sau PR-ul primului domn. Trebuie să ai și niște obiective în sine, niște priorități personale, poate, dar și naționale. Cel mai bine este dacă ambiția personală se mulează cu ambiție națională și atunci totul decolează. Eu cred că atât președinte Iohannis, cât și inevitabil doamna președinte, în ultimii 7 ani, pur și simplu, au punctat doar anumite momente de bucurie personală ale președintelui cu anumite premii, indiferent că vorbim de Charlemagne, și e bine că l-a luat pentru România, nu l-a luat altcineva din cartier, da? Sau alte momente la anumite vizite, dar aici se vede lipsa de agendă strategică prezidențială, pentru că la finalul zilei nu poate prima doamnă să compenseze, chiar presupunând că și-ar dori, faptul că primul domn nu are o agendă. Și această agendă nu se vede. Noi, practic, trăim de 7 ani în 2 slogane cu întârziere, nu în zona pas cu pas, ci pur și simplu cu întârziere, sau câteodată chiar pe dos. O Românie educată și întârziată, apropo de implementare, și nu se știe exact când vom vedea ce se întâmplă, și o Românie normală care, sincer, nu prea arată așa normală. Și, din nou, sunt foarte politicos în momentul de față, având în vedere o serie de evoluții pe care le constatăm în plan intern. Cum considerați că se comportă România cu președintele Iohannis în frunte, desigur, fiind vorba de o criză externă până la urmă, în această criză declanșată de războiul din Ucraina. Și vreau să pornesc de la un lucru pe care l-ați scris în urmă cu un an. Scriați așa, în Dilema Veche, suntem total defazați, nu,
îmi cer scuze. Spuneați că ducem o politică a provincialismului și că nu reușim să ne depășim niște limite, nu reușim să trecem peste un sindrom de Morcov și Zăhărel, că nu reușim să fim creativi. Iată că după un an, nu știu, am ieșit din această problemă, din această paradigmă complicată? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că orice tranziție, orice ieșire, orice progres ține de ideea de obiectiv și de ideea de ambiție. Ori, din nou, o ambiție personală, dacă se cuplează cu ambiția națională, poate duce la rezultate spectaculoase. Adică dacă este adevărat ceea ce se spune pe surse că președintele își dorește o poziție onorabilă atât pentru Dunărei cât și ulterior pentru România la NATO sau la UE, apropo de upgrade-ul, de creșterea de la provincialistă, o politică națională într-o primă etapă, că nici la nivelul ăsta nu suntem, da? Și ulterior internațională ca mentalitate, presupune înțelegerea unor mecanisme de lobby în sânul organizațiilor europene și euroatlantice, pentru că dacă inițial lumea este încântată de tine atât timp cât ești constructiv sau te raliezi consensului, da? Cred că recunoașteți aceste sintagme din spațiul public românesc în materie câteodată de politică externă, atunci când vine vorba însă de poziții cheie, în special, să spunem, dacă vrei să fii înlocuitorul lui Charles Michel sau dacă vrei să fii înlocuitorul lui Stoltenberg la un moment dat, trebuie să înțelegi că totuși trebuie să fii o persoană care are un pachet substanțial de negocieri și este, cum s-ar spune, jucător. Nu neapărat în sensul nostru de președinte jucător, dar într-un sens poate mai elegant. Să aibă viziune. Viziune și trebuie să știi când să ieși, să-ți asumi anumite mesaje. Ideea că pur și simplu vei fi ales undeva doar pentru că, în esență, spui lucruri foarte politicoase, nememorabile, da? Deci de ideea de limbaj de lemn, nu va ajuta. Spun asta pentru că în poziții cheie, în momente de stres, totuși cluburile se orientează după oameni, să spunem, nici chiar care să aibă un gravitas enorm, care să fie peste cancelari, peste premier, peste președinți, da? Deci nu am nevoie de o competiție, da? Apropo de dilema cu Tony Blair, acum vreo 10-15 ani de zile, da? Dacă îi se dea o poziție europeană pre-Brexit, nu, era greu să digeri un Blair, să spunem, dar pe de altă parte nici nu poți să iei pe cineva pur și simplu doar simpatic sau zâmbitor. Adică ai noștri trebuie să înțeleagă asta și în special președintele, pentru că, din nou, mă uitam și la mesajele de ieri, da? Dar și la alte mesaje. Parcă nu spunem nimic cu subiect și predicat și este păcat, pentru că noi chiar facem sub radar, și mi-asum asta ca analist, mult mai multe lucruri în context regional și pe Ucraina și pe alte, dar tot timpul ne fiind oarecum suntem ca în stan și brand, pentru că apare un delay de vreo 24 de ore, da? Și noi, liderii noștri ies prost, da? Ucrainii nu ne critică. Ministrul ucrainean de externe a și spus, România tace și face. Dovada discretă a faptului că poate face mai multe lucruri pentru ei și ajutăm cu mai multe. Dar ei noștri ne spun nimic, ne vorbim cu noi, ne vorbim cu nimeni. Da? Cu excepția, slavă Domnului, a domnului Aurescu și a unor ambasadori cu mandat, de exemplu Luca Niculescu, la Paris, noi practic nu avem o conversație națională și internațională. Și asta este și dificil pentru liderii noștri, pentru că ei o să iasă prost în chestia asta, chiar dacă fac chestii pe fond sub radar. Secretomania asta despre care vorbiți, faptul că nu facem, dar nu spunem și nu cumva să se afle și transmite. Să nu supărăm, exact, să nu supărăm, nu, noi nu trebuie să supărăm, nu transmite și un mesaj de lașitate, de frică până la urmă. De ce ne este atât de frică să ne asumăm niște lucruri? Uitați-vă la Polonia, de exemplu, că tot vorbeam, o indicam mai devreme. Veste este cheie și, apropo de România educată, cred că cea mai mare vulnerabilitate pentru președintele Iohannis în momentul de față și pentru orice fel de echipă pe care o girează sau nu, este faptul că ei nu mai înțeleg o chestiune fundamentală. Intelectualii au ridicat, intelectualii, o să le definească calitatea mandatului, intelectuali atât intern cât și extern. Și aici este un mare pericol pentru președinte, apropo de asumarea unui mandat gen România educată, când îți asumi, sau România normală, în momentul în care tu îți asumi acest lucru, dar tu practic nu ții aproape elita intelectuală a României de acasă sau afară, tu n-ai cine să-ți ridice niciun minge la fileu și orice faci, pentru că oricum nu comunici nimic, inclusiv informal, cu această elită intelectuală, n-are cine să-ți ia apărare. O să detaliez foarte concret ce vreau să spun și pe scurt. Contează foarte mult ceea ce noi spunem framing, încadrarea inițială pe orice poveste. Este, de exemplu, președinte României vizionar, ajutător și precaut însă? Sau este președinte României lipsit de curaj, dezinteresat?
Această poveste o fac intelectuali, această poveste o face media, da? Analiștii, atât intern cât și extern. Dacă tu nu dai însă muniție, fie și off the record, către media, dacă tu fugi de media, dacă tu nu mai ai interviuri cu media, cred că a remarcat doamna Șercan în ultimul mandat, dar eu aș spune că eu nu mai țin minte o emisiune cu președinte României, cred că prima și ultima a fost prin 2015. Pe la în ultimul mandat, în mod cert. Da, deci asta, nu... asta spune foarte multe cu privire la respectul tău pentru tot ce ține de intelectualitate în sens larg, pentru zona ideatică a țării. Și este un contrast foarte mare între tot ceea ce spui, o Românie normală și o Românie educată, și oamenii de care ai nevoie ca să schimbi mentalitățile înspre România educată și asta. Deci, în consecință, ai noștri, chiar dacă pot face lucruri bune, e posibil să facă bune, poate foarte bune, dar pentru că nu vorbesc cu nimeni, și îmi pare rău, vor ieși foarte prost, atât intern cât și în comunicarea internațională. Am să dau citatul exact din ceea ce ați scris. A venit momentul doar să ajustăm puțin sensul, să fim mai ambițioși și mai strategici. Bun, ambițioși și strategici, și vă pun după un an povestea vizitei de la Kiev, în care nu numai că s-au dus două delegații succesive, în care unul dintre actori a părut lăsat acasă, efectiv, ca și fost, adică nici măcar nu știa că ceilalți au plecat, o plecare așa în secret, urmată de revanșa, între ghilimele, a celui de-al doilea actor care s-a dus și a dat o declarație care a lăsat mască toată politica internă românească, și anume aceea cu livrarea de arme, că am putea livra arme. După aceea, infirmată și nuanțată, fără să fie clar cine și ce mandat a avut pentru aceste vizite, de la cine, care au fost limitele lui. Fiecare a vorbit după cum a vrut sau n-a vrut, sau ce au căutat. Mutarea aceasta de concurență internă între PSD și PNL într-o vizită externă, unde domnul Ciolacu trebuia să fie musai, împreună cu domnul Ciucă, nu cumva să aibă cineva un avantaj cât de cât. Ce mesaj transmite? Că niciun caz de ambiție și strategie. Asta cred că putem să fim de acord. Cred că, în primul rând, cuvântul cheie, dincolo de ambiție, strategie, în momentul de față, în perioada aceasta, în criză, este asumare. Poți să fii orice, poți să fii asumat negativ, poți să fii asumat pozitiv, poți să fii asumat călduț, dar asumă-ți o direcție și ține-ți-o, indiferent care este, da? Nu e o problemă că n-ai fost pe tren cu polonezul, cu litonianul și cu slovenul, să spunem, da? Sau care a fost combinația la momentul cu Pricea. Nu e o problemă că n-ai intrat în poza aceea cu Polonia, Balticii, Ucraina. Poate că ar fi fost bine să fii, dar din nou, este o opțiune. Da? Însă, indiferent de direcția cealaltă, că ești, să spunem așa, operatorul trecut, da? Deci noi am fi un fel de ninja al cartierului, da? Care să spunem, suntem puternici, tăcuți, puternici și lideri regionali, să spunem așa, dar discreți. Dacă asta nu antagonizăm pe nimeni. Poți să-ți asumi și asta, dar din nou, nu e clar din mesaje. Nu e clară decât ideea de precauție. Ori precauția nu câștigă inimi și minți nici acasă, nici în străinătate. Și de asemenea riști, dacă nu împărtășești o parte din idei, din nou, cu sfera intelectuală, analitică, mediatică, deci nu, toată sfera academică, zona de idei, cei care influențatorii de orice fel din România, nu ai o poveste în spate, pentru că și te râde lumea. Adică, indiferent că scriu un oped despre reconstrucția Ucrainei, da, o opinie, sau că vine cineva și spune noi ne ocupăm de nu știu ce sector în ăsta, după aia, inevitabil, bine, și aici nu pot să nu folosesc decât cuvântul din popor, miștourile din rețelele sociale și în alte, în sensul în care hai faceți întâi un drum în județul ăsta sau faceți întâi... nu știu, băi în școli, sau asta, și după aia poate reușiți să faceți acel actor de care spuneți că sunteți în reconstrucția Ucrainei. Domnule Radu Magdin, mie mi se pare că este mai mult decât un mesaj de excesivă precauție. Nu cumva transmitem și un mesaj de stat disfuncțional în care nu știe al patrulea om, primul om în stat, nu știu ce fac 2 și 3 în stat, 2 și 3 în stat îl lasă acasă pe 3 și 4 în stat îl lasă acasă pe 2 în stat. Așa, un fel de neseriozitate instituțională foarte gravă, pentru că aici nu s-au dus pe persoane fizice. L-au lăsat, nu s-au dus la bere și l-au lăsat ca să fim tot așa, să relaxăm discuția, nu s-au dus bere și l-au lăsat pe al treilea acasă că nu-l simpatizează. E vorba de niște funcții extraordinar de importante în stat, niște demnități. Ce mesaj transmite politica externă românească cu bambiliciu acesta între
trei oameni care se fugăresc și... În primul rând, să știți că toată lumea deja și-a făcut evaluarea. Adică fiecare stat, în fiecare, să spunem așa, cancelarie occidentală sau globală, care se uită la regiune și care se uită cu mai mult sau mai puțin interes la România, deja și-a făcut propria evaluare cu privire la dinamica noastră politică și cu privire la cine contează, cine ce face. În esență, noi suntem o țară, dincolo, să spunem așa, de cuprinsă de provincialism și aici președinte îmi pare rău, dar nu a reușit să facă pasarela necesară spre un lider măcar de anvergură națională, dacă nu mai vorbesc de regională sau internațională. Deci, practic, a importat oarecum la București un provincialism de Sibiu, cu tot respectul pentru Sibiu ca oraș și pentru județ. Vorbim pur și simplu de o atitudine aici. De politica mare. De o anumită suficiență, să spunem așa, în gestiunea zilnică a lucrurilor și, practic, suntem un stat fără obiective. Noi, practic, livrăm foarte mult România, livrează la scară istorică foarte bine când are obiective, trasate intern sau extern. În momentul în care noi trebuie să aderăm la ceva. Da? Dar trebuie să existe tot timpul o poveste în spate la orice. Da? Eu, de exemplu, am fost surprins de faptul că o vizită poate atât de importantă și un moment important pentru un posibil nou obiectiv de țară, mă refer la vizita secretarului general OECD la București acum câteva luni, a fost în esență marcată de o comunicare, din punctul meu de vedere, fără nimic memorabil și care nu a venit să spună măcar o chestie de bun simț. Oameni buni, fiți fericiți și fiți bucuroși. Uite, am intrat în UE, am intrat în NATO și acum, în esență, OECD e un club de 40 și ceva de țări, să spunem, de țări prospere și mi se va permite intrarea aici. Deci suntem, să spunem așa, în mai mult decât sfertul, să spunem așa. Da? Deci, nu, hai să o lăsăm așa, în sfertul cel mai prosper al lumii. Suntem o poveste în spate. De ce ne dorim? A ceea ce noi numim, poate corect, poate incorrect, vrem să fim o țară civilizată, dacă nu o țară ca afară, da? Cu toate implicațiile în asemenea expresii, OECD putea fi inclusiv vândută ca un obiectiv de țară. Ne propunem să ne ordonăm. Da. Adică, spun asta de ce? Pentru că obiectivele și planul de țară trebuie să aibă niște minime ancore. Ce ne dorim? Vrem să fim în top 10 țări economice? Fără ancore, ne facem ceea ce facem bine de altfel. Știți, eu aici vreau să laud totuși sistemul politico-administrativ pentru o țară fără obiective clar trasate, care trăiește doar din gestiuni curente și din gestiune de crize, stăm bine. Din păcate, doar asta facem. Adică, doar gestiune curentă. Adică ar putea să fie mult mai rău. Se apropie o dată privită așa cu teamă, ca un fel de bornă, și este 9 mai, ziua în care Putin ar urma, se așteaptă toată lumea să facă ceva în acest război, în care pare într-un blocaj în acest moment. Nici nu se retrage, pentru că nici nu prea poate, nici nu înaintează, nici nu marchează decisiv, băltește. Armata Rusiei cu Putin în frunte băltește. Și atunci 9 mai, sigur, este privită ca o zi în care ceva ar trebui să se dea un restart. La ce vă așteptați dumneavoastră de la data de 9 mai în acest război, având în vedere multiplele variante care sunt pe piață în acest moment? Speculații. Siguranță, în punct de vedere al simbolismului și al comunicării, Rusia nu își poate permite să rateze 9 mai. Ce ar putea însemna asta pe fond? Aici m-am uitat la diferite comentarii făcute de oameni cu mult mai multă expertiză decât mine pe spațiul sovietic, fie din România, fie din străinătate, și s-au vehiculat mai multe variante, de la ideea de paradă, inclusiv cu o componentă total de inumană, gen să treacă inclusiv prizonieri, nu doar logistică militară sau și altele pe acolo, da? Până la ideea de mobilizare generală și declarare de război, da? Însoțit de sintagma de total, da? Nazismului, în general. Da, și deja, din punctul meu de vedere, Rusia, în formatul actual de guvernare, da, și pe comunicatorii actual de putere, Putin, Lavrov și alții, dar cu Putin și Lavrov, să spunem așa, în pole position, și-a atins limitele oricui fel de credibilități internaționale. Până și spun asta ca operator global care vorbește cu lumea de pe diferite continente. Și dacă inițial, în prima lună, așa cum poate că noi nu am reacționat cu aceeași, să spunem așa, interes atunci când au fost momente tensionate pe alte continente sau conflicte pe alte continente și suntem, bineînțeles, direct interesați acum, vorbim cu oameni din Asia, din Africa, din America Latină, cu privire la percepția lor asupra ce se întâmplă la noi și ei sunt, sincer, sunt din ce în ce mai îngrijorați, în primul rând, asupra, nu doar asupra consecințelor asupra economiei mondiale,
dar sunt din ce în ce mai îngrijorați cu privire la lipsa de luciditate la Kremlin. Pentru că inițial ei nu se băgau, asta a fost politica unei părți din lume, dar în momentul de față lumea întreagă începe să fie îngrijorată și cred că inclusiv semnale pe care le-am văzut săptămâna aceasta, apropo de antagonizarea gratuită a Israelului, în momentul de față și scoaterea Israelului, bascularea Israelului dintr-o zonă de, să spunem, două, trei țări globale care ar mai fi putut face o mediere între o țară pe care tu o stilizezi prin niște mesaje profund incorrecte, inclusiv istoric, asta spune faptul că Moscova își micșorează pachetul de opțiuni. Ce înseamnă asta pe fond militar sau altele? Suntem deja în zona de speranță. Spun asta pentru că eu am greșit alături de alți analiști și am fost optimiști. Noi am crezut că mișcările de trupe, okay, și mi-asum această greșeală analitică, pentru că în spațiu public românesc, alături de alții, dar și în internațional, mai toți am crezut că Rusia nu va îndrăzni să facă ceea ce va face sau va face ceva limitat în estul Ucrainei și am greșit. De aceea sunt foarte reticent în a spune vor folosi sau nu, vor escalada sau nu ceva non-convențional sau chiar nuclear. Nu cred că putem anticipa în așteptarea 9 mai. Așa. Atunci, haideți să o luăm altfel, domnule Radu Magdin. Se zice și nu se zice, chiar e una dintre strategiile de război și pace, că adversarului trebuie întotdeauna să-i lași o portiță de retragere onorabilă. Sunt aici două întrebări. Poate accepta Putin o portiță? Mai are arată vreo disponibilitate de a căuta o portiță? Și, doi, care ar mai putea să fie această portiță de retragere onorabilă? Pentru că, într-un fel, războiul ăsta trebuie să se termine la un moment dat, nu? Cum? Ei cred că mizează în continuare, dar din ce în ce mai mic este acest areal, pe o posibilă presiune din comunitatea internațională și, în special, a vestului asupra Ucrainei, pe ideea că ajungem la ceea ce s-a numit banalitatea răului, dar și Ukrainian War Fatigue, da? Oboseala de războiul Rusiei în Ucraina și pur și simplu ar veni atunci, speră rușii, cu o presiune diplomatică asupra Ucrainei, în sensul în care, ok, o să vă dăm bani de reconstrucție, dar hai să încercăm să împachetăm asta, să o închidem și să ne vedem cu toții de treaba asta. Este o dramă prin ceea ce suntem alături de voi, ați ziceți, dar haideți să o închidem. Și cred că Rusia mizează în continuare pe un asemenea scenariu. Lobiștilor, într-adevăr, pe zi ce trece, sunt mai puțin și mai slab în Occident și datorită durității rusești și atrocităților de care aflăm ulterior că le-au făcut. Din păcate însă și din punctul meu de vedere și deși sunt un susținător al cauzei ucrainiene pe care o consider dreaptă în acest context istoric și inclusiv în interesul național românesc să ne păstrăm actualii vecini și actualele frontiere, inclusiv pentru liniștea noastră pe șirea Republicii Moldova, din păcate și ucrainii trebuie să învețe, din punctul meu de vedere, având în vedere și obiectivele lor pe termen mediu și lung, să-și calibreze puțin comunicarea internațională. Aici nu e vorba că îți place sau nu de Germania sau nu, sau că îți place sau nu de Ucraina, dar pur și simplu câteodată interesul tău să nu vii cu anumite expresii, cum foarte agresiv folosite de ambasadorul ucrainean la Berlin, e păcat, pentru că vor oferi o scuză la alte țări, de exemplu Austria, care a ieșit acum câteva zile, cu susținere din spate de la alte state, să vină să spună nu cred în destinul tău european. Deci trebuie să fii atenți aici ucrainienii în perioada următoare în comunicarea internațională, pentru că rușii, așa cum ei au mizat și pe gafe ruse sau pe mari greșeli ruse, și rușii vor miza poate lipsă de calibrare a mesajelor ucrainiene în presa globală. Pe gafele lor. Este Republica Moldova în acest moment într-un pericol real din punct de vedere militar, așa cum s-a speculat toată întreaga această săptămână? Eu mă uit la mai multe lucruri când spun asta. Mă uit la fluxuri economice, mă uit la opțiuni pe care oamenii le pot avea în Transnistria, mă uit totodată la pârghii rusești în Moldova, încerc să mă uit cât mai ecosistem. A spune că urmează câteva zile de destabilizare mediatică și ceea ce noi numim un spinning, da? Deci să spun așa, un set de mesaje agresive menite a ronțăi și mai mult din popularitatea președintei Maia Sandu și a guvernării de la Chișinău.
Deja i-au activat și pe găgăuzi, apropo de contradicție între ceea ce se decide întâmpla într-un parlament național și ceea ce decide un parlament autonom. Da? Dar nu cred că în momentul de față o Transnistrie care are cel puțin o linie financiară pe zona energetică cu Chișinău, cel puțin pentru o lună cu posibilitate de prelungire, între, să spunem așa, un morcov de moment și o bâtă ucraineană care de-abia așteaptă să redea una în cap, preventiv, în sensul în care Ucraina nu-și poate permite să ducă o eventuală bătălie a Odesei cu trei din patru repere geografice ocupate de către ruși. Deci eu cred că totuși, în ciuda, să spunem așa, unei neliniști legitime și din nou, în context de destabilizare pe toate pârghile pe care le-au mai puțin militarul rusesc, a spune că totuși sper să putem răsufla ușurați pe 10 mai. Din nou, sunt sigur că vor face tot posibil să creeze o atmosferă irespirabilă, dar e diferență într-o atmosferă irespirabilă și ceva cu adevărat rău care să se întâmple militar și cred că vom putea evita un asemenea scenariu. Face România tot ce poate pentru a susține cât mai bine Republica Moldova în aceste momente foarte grele? Eu cred că noi avem specialiști foarte buni, antrenați de procesul nostru de aderare la NATO în zona de, să spunem așa, mai largă a CSAT-ului. Dar, până la urmă, să nu uităm că orice dinamică, inclusiv de securitate și orice scenarii, pornesc de la mandat politic și obiective politice. Aici poți să ai instinct politic sau ambiție politică sau să n-ai instinct politic. Și aici nu pot să spun neapărat că am fost un mare fan al președintelui Băsescu, dar nu pot să nu remarc între un Băsescu care și-a schimbat calendarul său de vizite pe axa, să spunem așa, Londra-Washington, cum o definise el, ca să se vadă cu cineva pe care nu îl simpatiza, cu Voronin, în ianuarie 2005, ca să aibă o serie de discuții, să înțeleagă sau să propună diferite lucruri. Din punctul meu de vedere, cred că calitatea de jucător a primului nostru lider este relativ redusă și cred că ceea ce Moldova are nevoie, nu doar Moldova, poate câteodată și pe relația noastră în trei cu Ucraina sau relația în patru, România-Moldova, Ucraina-Polonia, are nevoie de mai mult scenario planning din partea românească. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun următorul lucru. Scenariu A. Dacă rușii, să spunem așa, fac chestia asta urâtă, A, Moldova face asta, B, România face asta, sunăm SUA face asta, Polonia face asta, Bruxelles face asta. Situația numărul B. Rusia nu face chestia atât de urâtă, face scenariul următor. Eu cred că trebuie să intrăm mai mult în concret decât în ideea că România pledează pentru Moldova. Sigur, este interesant, este super bun. Moldova are nevoie, dar la un moment dat, încă o chestiune de upgrade de la provincialism mai sus, nu uitați că, spun asta ca și cetățeni, ca și audiența, cei care se... nu uitați că fiecare dintre noi suntem ocupați, ca indivizi. Imaginați-vă ce ocupați sunt oamenii la Washington, la Berlin, la Londra, în alte locuri, care, în special capitale ca la Paris, care urmesc o politică globală. Este ușor și pentru acești aliați, dacă vine cineva cu o pagină, e mult mai ușor pentru ei să bugeteze o pagină cu propunerile tale, da? Sau să-ți dea green light, să-ți dea undă verde pe proiectele tale. Deci cred că interesul românesc în coordonare cu Chișinău și din nou câteodată cu polonezii și ucranienii la pachet pe cele patru țări, da? Pentru că Polonia joacă bine pe Moldova, ne ajută. Polonia joacă bine. Exact. Deci, adică în acest, să spun așa, dreptunghi, da? Vom face din ce în ce mai multe lucruri. E un dreptunghi natural, suntem legați unii de alții. E foarte bine să ne coordonăm și să nu uităm că e foarte important cine face draftul. Noi nu stăm rău la capitolul idei. Președintele României trebuie să spună doar atât. Vreau un plan ambițios și vreau scenarii, vreau opțiuni. Dacă președintele României spune cu subiect și predicat asta în CSAT și spune asta prin cineva, Dumnezeu, nu trebuie să spună el dacă nu îi place, de dumneavoastră, de mine, de media, de oricine, da? Să spună pur și simplu cineva pentru el în spațiu public, dați-mi idei, sunt sigur că îi vor veni idei, că se pot asambla scenarii, se pot discuta asta și cu americanii, și cu Bruxelles, și cu oricine vrea dumnealui sau aia, numai că, și asta va fi liniștitor și pentru Chișinău, și pentru că va fi cineva care se reține spatele asigurat pe scenarii discutate dinainte. Deci, cu alte cuvinte, să fim mai ambițioși și mai strategici, după cum spuneați, încă de acum un an. Domnule Radu Magdin, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Europa FM în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru a ne reauzi din nou săptămâna viitoare, joi, să aveți o săptămână minunată. La revedere! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.